Ioan Levițchi din Petroșani este colecționar de brichete. În 4 ani de zile acesta a reușit să adune peste 1300 de astfel de obiecte. Brichetele, care au forme dintre cele mai diferite, de la biciclete, mașini, tunuri, păpuși sau ceasuri, sunt expuse și depozitate într-una dintre camere. Câte aveți în momentul de față? Peste 1300 de brichete diferite. De cât timp aveți această pasiune? De 4 ani. Colecționar sunt mai de mult, dar de brichete doar în ultimii 4 ani m-am ocupat. Am început cu brichete adunate de pe jos din acelea simple care pe vremuri costau un leu, așa, și încet, încet am ajuns la un sortiment foarte bogat de brichete. Ce m-a determinat și m-a impulsionat, am văzut pe internet doi colecționari. Deci o familie care de 3 generații în Statele Unite a reușit să colecționeze peste 10.000 de brichete și e cea mai mare colecție din lume. Și un cetățean din Cluj, care într-adevăr e mai elitist în a colecționa, în sensul că are mai mult porțelanuri și merge pe valoarea lui în bani, pe valoarea colecției în bani, dar cel din Statele Unite are o diversificare, multe brichete de toate tipurile și am o satisfacție deosebită când din timp în timp, bine, eu nu voi ajunge probabil la cele 10.000, dar din timp în timp când mă uit pe internet și văd că tot mai multe din brichetele mele se regăsesc și în colecția dumnealui, e o satisfacție pentru mine treaba aceasta. Aveți și brichete mai deosebite, care nu au acea formă clasică. Da, păi în asta de fapt constă frumusețea colecțiilor de brichete, pentru că ele, dacă le iei individual, nu reprezintă nimic. Dar dacă le iei în multitudinea lor, într-adevăr sunt foarte diverse. De la fel de fel de animale, de la fel de fel de obiecte, motociclete, elicoptere, mașini de cursă, foarte multe au și niște caracteristici. Imită, spre exemplu, glasul vulturului sau o serie de melodii, Ravel, cele de iarnă cu melodiile lor de iarnă. Deci sunt foarte, foarte diversificate formele și calitățile lor. Și culmea e că n-am fumat niciodată. Bărbatul își achiziționează brichetele de pe unde poate, fie de la târgurile de vechituri, fie din diferite magazine. Valoarea brichetelor este dată de colecționarii din toată lumea cu care de altfel și ține legătura. La târgurile colecționarilor le găsesc la Julius Mall, am fost la Târgul Internațional de la București, am fost la Târgul Colecționarilor de la Sibiu și pe plan local în Târgul de Vechituri de la Stadion. Pentru că lumea prea puțin cunoaște valoarea lor. Pentru că ele au odată o valoare nominală în sensul cât ce preț au, dar valoarea lor e dată de colecționar pe internet, de colecția în sine, nu luată individual. Și așa le găsesc, le mai aranjez, le mai curăț. Spre exemplu, trenul acela de acolo, locomotiva aceea cu asta, e puțin, îi lipsesc câteva părți. Ea e funcțională. A trebuit să o mai repar, să o curăț, să o... E o plăcere. Câteodată, având în vedere că au trecut atâția ani și mă mai plictisesc să mă uit la televizor sau mă dor ochii să mai citesc o carte, vin și deschid cutiile care pe unde le am așa și mă mir și eu de ceea ce am și de frumusețea lor. E într-adevăr, este greu să le întreții, să le ștergi de praf. Așa, soția mea rămăceată când trece, ea pune mâna și curăță ți-le dacă tot le-ai luat, dar o fac cu plăcere. Sunt brichete ale căror prețuri pot varia de la 50 de lei la 1000 de euro. Pasiunea colecționarului nu este una foarte costisitoare. Da și nu. Dacă ai răbdare să cauți la târguri, te descurci mai ieftin. Dacă e să le cumperi noi, e costisitoare. Spre exemplu, bicicleta aceea de curse a costat 50 și ceva de lei. Sunt brichete care costă 1000 de euro pe internet. Așa, nu am acces chiar la toate și nu-mi permit, dar până la urmă e o plăcere.
nu o afacere. Eu n-am văzut în colecția mea o afacere. Deși dacă e să-i o apreciez în bani, e o valoare chiar numai la un preț mediu de 5 lei și depășește o sumă destul de consistentă. Dar, mă rest, nu. Dacă ai răbdare să cauți. Și cum? Răbdare ca pensionar. Am, doar timp frumos să fie. Când aud că mai sunt târguri sau mă nimeresc într-un oraș unde sunt târguri din acestea, găsesc. Și la prețuri rezonabile, v-am spus, în ideea în care omul care nu face parte dintre colecționari nu realizează valoarea brichetei respective. Sunt brichete care, ca mărime, ți se par nu știu ce, dar valoarea lor pe internet dată de colecționari depășește 60, 70, 100 de lei și tu o iei cu un leu din tăbu de vechituri. Bine, acum deja mă cunosc cei de jos și s-au făcut mai șmecheri. Știu că îmi place și vreau și cum mă văd, domnul, vedeți că am brichete noi. Dar nu, am răbdare pentru că nu se termină zilele până în duminica respectivă și mă duc a doua oară, mă duc a treia oară. Cum în Petroșani nu știu să mai existe, am înțeles că mai există un domn, dar el n-a ieșit în față care colecționează. Nu prea sunt căutate așa. Care este cea mai valoroasă brichetă pe care o aveți? Cea mai valoroasă brichetă? E greu din... Ce să vă spun, am acolo un cavaler, eu zic Don Quixote, așa, cu lancea lui, colecția de pistoale, am câteva pistoale de epocă rare, așa, bicicleta aceea îmi place mie foarte mult. Ce să vă spun? Și una care v-a intrat la suflet cel mai mult, care are și o valoare sentimentală? Cea care are și o valoare sentimentală este vulturul acela de acolo de sus. Mi-a plăcut foarte mult și l-am primit cadou de la colegi și pentru mine are o valoare deosebită. Dar toate îmi sunt dragi în egală măsură. Și toate au farmecul lor, nu știu cum să vă spun. Îmi place. Ce fac, îmi place. Ca pensionar am zis că mai util e să mă ocup de asta și am o preocupare. Omul are brichete cu diferite teme. Sunt brichete care au ca temă sărbătorile de iarnă, regimul militar sau brichete care, pe lângă utilizarea lor obișnuită, emit și diferite sunete. Cu o istorie de peste 100 de ani, în care a cunoscut o permanentă evoluție, atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere funcțional, colecționarea brichetelor poate fi o pasiune deosebită ce ascunde numeroase secrete, fiecare brichetă având propria poveste.